Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, domnul Pavel Postica. Domnule Postica, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Mulțumim pentru invitație. Domnule Postica, noi suntem într-o perioadă electorală sau în campanie electorală, pentru că eu vă spun, modesta mea experiență în presă, noi jurnaliștii, în mare parte, niciodată nu înțelegem ce se poate și când nu se poate și când ne aflăm în electorală și când nu ne aflăm în electorală. Nu. Noi suntem în perioada electorală, dar nu suntem în campanie electorală. În campanie electorală, adică campanie electorală pentru referendumul republican constituțional, da, și alegerile prezidențiale, va începe pe 20 septembrie. Începând cu data de 20 septembrie, candidații înregistrați și participanții la referendum vor avea posibilitatea să facă campanii active de agitație electorală. Acum suntem doar în perioada electorală, în perioada de pregătire, de verificare a seturilor, de documente, de înregistrare a participanților la referendum, potențialilor candidați la funcția de președinte. Ei pot să colecteze semnături în cazul pretendenților la funcția de președinte a Republicii Moldova, să facă campanii de mobilizare a alegătorilor pentru a-i susține prin semnătură, dar nu pot face campanii de determinare a alegătorului să îl voteze în data de 20 octombrie. Asta ar fi diferența. Vreau să vă rog să ne precizați câte ceva pentru cei din presă, pentru mine și colegii noștri. Deci, iată, în această perioadă perioadă electorală, de exemplu până pe 20 septembrie, da, atunci începe. Da. Candidații desemnați care umblă acum prin țară, da, și colectează semnături în vederea susținerii pentru ca să înregistreze, să fie candidați cu acte în regulă, ei pot participa la emisiuni televizate de genul ăsta? Eu cred că da, doar că aici trebuie să respecte furnizorii de servicii media acele condiții generale de echilibru, imparțialitate și corectitudine care sunt prevăzute în articolul 90 din codul electoral și să asigure condiții egale. Pentru că dacă dumneavoastră să invitați în emisiunea noastră unul și același candidat în fiecare zi, asta va fi probabil tratat altfel decât echilibru și imparțialitate. De acord. De exemplu, eu luni pot să-l chem pe XULX, cu marți pe Y, miercuri pe celălalt, joi pe altul. Dar ei pot spune, în timpul emisiunii, pot să zică, votați-mă pe mine, de exemplu? Ei nu ar trebui să zică lucrul ăsta și noi, în calitate de moderator, ar trebui să interveniți atunci când se face agitație electorală. Sau s-ar face licitația electorală. Dar de la 20 septembrie încolo până pe 20 octombrie, candidatul înregistrat pe numele Gonța Gheorghe poate fi invitat la emisiunea, nu știu, de la TV8 să vorbea? Aici trebuie să vedem dacă furnizorul de servicii media a inclus acest program în calitate de program electoral și el este marcat corespunzător și în cazul în care nu, la fel se aplică aceleași reguli de echilibru, imparțialitate. Ok, iată, în campania electorală de anul trecut, pentru alegerile locale, postul nostru și alte multe posturi de televiziune au fost sancționate de către Consiliul Audiovizualului pentru că invitații care nu erau concurenți electorali au pomenit despre niște concurenți electorali. Știm că această prevedere a fost atacată la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională a spus că da, nu este corect, o tăiem. Prin urmare, acum dacă vine un comentator politic la emisiune, el poate spune, campania lui Cutare e bună, asta e mai puțin bună, aici eu cred că e așa, dar asta eu cred că așa, fără să facă agitație și fără să insiste asupra cuiva, de exemplu. Da, cred că da. Opinia mea personală este că da, ei pot să vorbească în linii generale, dar iarăși, asta nu înseamnă că o persoană sau o parte vizată nu ar putea să conteste acest lucru. Și atunci rămâne la discreția în mare parte a moderatorului emisiunilor să țină emisiunea în limitele echilibrului și corectitudinii. Ok. Așa, haideți la candidații desemnați. Ăștia care au primit acum, sau cei care au primit acum, pardon, aceste liste pe care trebuie să le completeze, umblu prin teritoriu, ei cât sunt la număr? 20 acuși, nu? Chiar nu am socotit, dar vreo 17-16. Ok. Pretendenți, dacă nu greșesc. Ei trebuie să colecteze între 15 și 25 de mii de semnături. Exact.
Dar de ce între 15 și 25? Diferența de 10.000. De ce 15 și 25.000? Nu, de exemplu, colectați 15.000 de semnături, plus minus mai luați încă 300 ca să nu apară probleme, dar găsim vreo 300 false. Nu știu, aici până la urmă este chestiune de oportunitate politică care a fost decisă de Parlament, această marjă, dar cert este că noi la Comisia Electorală Centrală, atunci când, potrivit regulamentului, atunci când începem verificarea semnăturilor, dacă noi am ajuns la 15.000 de semnături valide, noi restul nu le mai verificăm. Pentru că nu are sens efortul uman, adică noi nu verificăm absolut toate semnăturile. Aici deja marja maximă este mai mult pentru a asigura, pentru că sunt mulți colectori. Tu nu știi, adică trebuie să ții o evidență zi la zi, dacă e, de exemplu, 100 de persoane, câte semnături ai strâns tu, ca să nu depășești ce borna maximă. De asta și s-a permis această listă de până la 25.000, dar nu trebuie să uităm de faptul că ei trebuie să colecteze și cel puțin 500 de semnături în fiecare unitate administrativ-teritorială la nivelul 2. Deci asta este un subiect. Dincolo de pragul minim de 15, noi trebuie să avem cel puțin jumătate de teritoriu reprezentat, cel puțin 500 de semnături. Partea bună este că urmare a modificărilor în codul electoral, un cetățean poate susține prin semnătură inclusiv mai mulți candidați. Eu, de exemplu, pot semna pentru doamna Maia Sandu, pentru doamna Natalia Morar, pentru domnul Renato Sată, pentru domnul Ion Chicu, pentru... Da. Pentru toți ăștia? Da. Și ceilalți? Da. Inclusiv electronic. Serios? Da. Cu excepția grupului care deja a depus documentele. Dar anterior nu era așa, nu? Da, anterior nu era așa, pentru că și erau foarte multe confuzii, explicăm și raționamentul, sau pot să explic și raționamentul acestei modificări, dincolo de faptul că ea vine în avantajul candidaților, mai este și partea logistică. Spre exemplu, dumneavoastră ați semnat astăzi, la data de 29 august, pentru un candidat, dar acest candidat a depus documentele de înregistrare la data de 10 septembrie, spre exemplu. Pe când un și tot dumneavoastră ați semnat pe data de, zicem, 30 august pentru mine în calitate de candidat și eu reușesc să prezint semnăturile pe data de 3 septembrie. Și în felul ăsta, semnătura noastră care este depusă mai târziu poate fi, poate prevala asupra semnăturii care a fost depusă mai devreme. Și pentru a evita astfel de confuzii, noi și-am permis, am propus Parlamentul și Parlamentul a acceptat acest lucru, ca cetățenii să poată susțină mai mulți candidați prin aceeași semnătură. Nu ultimul rând, chiar în ziua alegerilor, alegătorul, dacă a greșit opțiunea sa electorală, până a arunca buletinul de vot sau buletinile de vot, pentru că vom avea două scrutine, și referendumul republican și alegerile prezidențiale, cetățeanul poate să se răzgândească, să meargă la funcționarul electoral, să-i prezinte buletinul înapoi, să zică că a greșit și doar o singură dată lui se eliberează un alt buletin. Deci, în cazul votului, de ce nu am permite cetățeanului să aibă mai multe opțiuni, inclusiv la perioada de colectare a semnăturilor? Mm-hmm. Cam multe opțiuni, dacă pentru toți aș semna. Domnul Postica, fără să dăm nume, noi avem deja un pretendent la șefia statului care a reușit în 72 de ceasuri să depună semnăturile după demararea procesului. Așa este? Da, au fost prezentate listele deja de subscripție. Și nu vedeți nimic suspect? Nu eu sunt responsabil de verificarea acestor liste prezentate. Colegii din echipa Comisiei Electorale Centrale verifică semnăturile și imediat cum vor finaliza procesul de verificare, noi vom ieși cu hotărâre. Până atunci chiar nu pot să mai expun. Dar cum se verifică 25.000 de semnături? Vreți să vă spun toate secretele. La Comisia Electorală Centrală sunt angajați pe perioadă determinată operatori care verifică, includ toate aceste date într-un sistem gestionat de Comisia Electorală Centrală și la apariția cele mai mici neconcordanțe dumneavoastră. De exemplu, nu coincide numele cu IDNP-ul. Deci semnătura se invalidează.
Și deci cam așa este construit sistemul, adică orice eroare, pentru că el este conectat cu baza de date a alegătorilor și respectiv noi avem posibilitatea să verificăm corectitudinea informațiilor. Este autentică Postica Pavel cu IDNP-ul din 13 cifre sau e vorba de Postică sau Postică sau altfel, sau Poștică. Deci toate aceste detalii tehnice, sistemul ne le evidențiază. Când semnăm în listele astea, deci scrie mai întâi numele Gonța, prenumele Gheorghe și nu invers. Aici deja cred că nu... Ok. Locul nu... IDNP-ul sau seria? IDNP-ul. IDNP-ul? Da. Serios? Da. Am să spun un banc la publicitate despre asta. Ok. Semnături, așa. Dacă un candidat colectează peste 15.000 de semnături, dar valabile sunt 14.999. El se duce la plimbare? Exact. Din cauza unei semnături? Da. Dar latura umană nu există nici aici. Atâta timp cât este latura legală. Altfel o să ajungem la situație și să zicem, dar bine, două semnături n-ajung, 100 de semnături n-ajung. 105, 200, 200, tot așa, da? Am înțeles. Ok, alegerile noi le avem pe 20 octombrie. Da. Tot cu referendum. Exact. Ce puteți să ne spuneți ca un comentariu la atacarea la Curtea Constituțională de către Partidul Comuniștilor în frunte cu domnul Vladimir Voronin aceste date de 20 octombrie, pentru că comuniștii invocă faptul că nu se leagă, ori dacă avem, de exemplu, un alt președinte, până la expirarea mandatului actual șefei a statului, vom avea doi președinți, unul în funcție și altul ales. Sesizarea, cel puțin ați văzut-o, sau cel măcar știrea? Evident, am văzut și sesizarea, am analizat sesizarea. Eu ceea ce pot să menționez, aici îmi expun opinia mea personală la acest subiect, este un pic de confuzie între alegerile parlamentare, alegerile locale generale și alegerile pentru funcția de președinte, pentru că în cazul alegerilor parlamentare, locale generale, durata de mandatului se calculează din ziua alegerilor. În cazul președintelui, din ziua jurământului. Uh-huh. Și de aici a pornit și confuzia, din punctul meu personal de vedere, legată de această interpretare. Pentru că în cazul președintelui se utilizează noțiunea de alegeri la general, adică după alegeri, nu după ziua alegerilor în 45 de zile, pentru că asta invocă cumva semnătarii sesizării la Curtea Constituțională, cu în 45 de zile din ziua alegerilor, ori nici Constituția, nici Codul Electoral nu menționează ziua alegerilor, dar menționează alegeri la general. Și alegerile se finalizează atunci când Curtea Constituțională confirmă legalitatea acestora. Adică dumneavoastră mari emoții nu vă faceți după depunerea acestei sesizări de către comuniști la curte? Eu cred că este bine că orice prevedere interpretabilă este contestată înainte de proces și nu după. Asta e partea pozitivă. Ok. Noi avem și vot prin corespondență în ziua aia? Da. Pentru alegeri și pentru referendum? Și pentru alegeri și pentru referendum, doar pentru cetățenii din cele 6 țări, SUA, Canada, Norvegia, Finlanda, Islanda și Suedia, care se vor înregistra prealabil, pentru că trebuie să facem o diferență foarte exactă. Pentru a participa la alegeri în sensul clasic al cuvântului, înregistrarea prealabilă nu este obligatorie, deci noi avem înregistrarea pasivă a alegătorilor, toți alegătorii sunt incluși în listele electorale care sunt arondați la o anumită unitate administrativ-teritorială. În cazul votului prin corespondență, deja se schimbă optica și este aplicabil sistemul de înregistrare activă, adică trebuie să fie dorința cetățeanului să voteze prin corespondență, să depună o cerere la Comisia Electorală Centrală, să fie verificată identitatea acestei persoane, legalitatea cererii și doar după asta el este inclus în listele electorale și va primi setul de documente pentru a vota prin corespondență. Domnul Postică, noi până la ora asta avem 675 de cereri
din partea oamenilor care vor să voteze prin corespondență? Da, în jur de 600 și ceva de cereri. Domnul Postică, pentru asta s-au dat 19 milioane de lei? S-au estimat cheltuieli. Pentru 12.500 de alegători. Adică nu se vor da 19 milioane pentru 600 de oameni? Cu siguranță nu. Deci atunci când s-a făcut planificarea bugetară, estimarea bugetară, noi am luat în calcul deschiderea 5 secții de votare, fiecare secție de votare este deschisă pentru 2.500 de alegători. În cazul în care noi vom avea mai puține înregistrări prealabile, vom deschide doar 3 secții de votare și nu 5. Cu siguranță nu vom completa la număr maxim de funcționari electorali. Deci noi vom ține cont de toate aceste detalii și, evident, costurile pentru corespondența propriu-zisă, în cazul a 12.500 de persoane este un cost, în cazul a 700 de persoane este un alt cost, okay. Evident. Deci astea sunt cheltuielile maxim planificate pentru 12.500, mai exact, să fim de alegători. Efectiv, noi vom putea face calculul deja după alegeri, atunci când vom vedea câți alegători s-au înregistrat prin corespondență și au votat prin corespondență. Domnul Postică, dar cât de relevante vor fi datele acumulate de CEC pentru a propune Parlamentului ulterior să se voteze prin corespondență la nivel mondial, adică în toate țările, în baza la 600 de cereri? Bun, haideți să spunem că o să fie 900. Hai să zicem... Nu avem 1 milion de oameni peste hotare. Da, este adevărat acest lucru, dar noi trebuie să ținem cont de câteva aspecte. Eu, de exemplu, încerc să privesc partea plină a paharului. Din numărul total de cereri înregistrate prin de înregistrări prealabile în țările menționate de mine, SUA, Canada, etc., numărul de cetățeni care vor să voteze prin corespondență este cel puțin jumătate, 50%. Adică chiar în unele cazuri, mult peste 50% din cei care vor să participe la scrutin, se înregistrează prealabil și aplică pentru votul prin corespondență. Și asta e partea bună. Asta arată că cetățenii Republicii Moldova care sunt peste hotare au încredere în astfel metode de alternativă de vot și sunt gata să o utilizeze. Numărul de destul de mic de alegători la această etapă de înregistrări prealabile ține și de faptul că Comisia Electorală Centrală a încercat să popularizeze această metodă alternativă de vot în măsura posibilităților. Nu prea am văzut efort din partea partidelor politici, concurenților, adică potențialilor concurenți electorali, participanți la referendum, să se implice și ei în a comunica. Pentru Comisia Electorală Centrală este organul care este responsabil de organizarea procesului propriu-zis, dar din numărul de alegători, câți mai mulți alegători se vin la secția de votare, sunt interesați în primul rând concurenții electorali și participanții la referendum. Și aici trebuie să fie eforturile conjugate. Nu vreau să păsez responsabilitatea doar pe ei, dar trebuie să privim realist la aceste lucruri. Acum, încă un comentariu legat de numărul mic de înregistrări prealabile. În România, când s-a pus în aplicare pentru prima dată votul prin corespondență la 18 milioane, plus minus 18 milioane de alegători, inclus în listele electorale centrale, listele electorale, și-au înregistrat participarea pentru votul prin corespondență. În toată lumea, 9.000 de persoane. Deci 0,3 și 0,5%. Noi, ca să atingem cifra sau borna de 0,3 și 0,5%, ar fi necesar să se înregistreze și să participe prin corespondență cam 1.600 de persoane. Deci, în felul ăsta, noi am atinge cea bornă, spre exemplu, colegilor din România sau din țara vecină. Doar. Acum, în toată lumea, deci doar în 6 țări. Deci, cu siguranță, atunci când vom elabora raportul după alegeri, noi vom ține cont de toate practicile care există. Exact așa cum am ținut cont de toate propunerile care au fost, inclusiv la etapa elaborării proiectului de lege, dar și a dezbaterii legii în Parlament, exact așa vom ține cont de
toate detaliile tehnice care confirmă sau infirmă necesitatea punerii în aplicare a votului prin corespondență. Totuși, eu consider că noi, ca metodă alternativă de vot, trebuie să o utilizăm, pentru că noi nu putem să ajungem la o popularitate foarte mare acestei metode alternative de vot din start, din primul scrutin. Eu vreau să zic că și votul în secțiile de votare extrateritoriale nu din start a ajuns la cifra de sute de mii de alegători. Deci tot asta a mers în timp. Și atunci când ne uităm din 2010 până acum, până în 2024, se observă o tendință de creștere a alegătorilor care votează în secțiile de votare peste hotare. Dar nu din start, nu din prima dată au fost foarte, foarte mulți. Altfel spus, intuiția vă spune că la parlamentarele de anul viitor, ori ăsta e următorul scrutin, se va vota prin corespondență la nivel mondial? Eu vreau să fiu optimist și să cred că da. Și... Mm-hmm. Dar cum are loc procesul de verificare a cetățenilor care solicită plicul ăsta prin vot? Deci Comisia Electorală Centrală a aprobat și o instrucțiune cu privire la verificarea identității alegătorului. Nu trebuie să uităm că alegătorul trebuie să prezinte o serie de date importante pentru a vota prin corespondență, adică o adresă reală. Deci dacă o să scrie o adresă fictivă, cel mai probabil o cerere va fi respinsă. Trebuie să lase un telefon de contact eventual pentru a, în cazul în care există dubii vis-a-vis de corectitudinea informației prezentate, să putem să luăm legătura cu cetățeanul. Deci, iar și dacă nu o să fie un telefon, cererea ar putea și ar fi dubii, cererea ar putea să fie respinsă. Trebuie să prezinte fotografia unui act de identitate și imaginea sa, așa încât noi să putem să verificăm identitatea persoanei. În procesul de identificare a persoanei prin metode digitale, pentru că, până la urmă, noi să cumpărăm fotografii, noi să utilizăm informația din bazele de date a Registrului Stat a Populației. Deci, în felul ăsta, noi să încercăm să contrapunem, să vedem dacă este autentică persoana, dacă nu. Și, evident, toate detaliile tehnice, deja care am vorbit și la înregistrarea prealabilă, coincidențe de nume, de NIP-uri, etc., etc. Toată această informație o să fie procesată și cererile care nu o să fie conforme, o să fie respinse. Deci, din cele 600 și, hai să zicem, 700, circa 700 de cereri care sunt la această etapă, nu toate o să fie acceptate. Asta trebuie să fie clar. Noi o să verificăm și doar acele cereri care sunt 100% conforme, acolo noi o să fim siguri că într-adevăr este vorba de cetățeanul Republicii Moldova, noi o să expediem plicurile. Domn Păstic, la noi unii politicieni, când nu știu ce să mai spun, spun că Moldova poate fi transformată într-o mică Elveție, iar alții care un piculeț sunt mai raționali spun că noi am putea ajunge să trăim ca balticii. Tocmai de asta vă întreb, dar noi vreodată o să votăm cu telefonul ca cei din țările baltice? Eu sper că da, doar că în țările baltice votează doar Estonia, da, cu telefon. Estonia, da, da, da. În restul țărilor, inclusiv în Estonia, sunt aplicate și alte metode alternative de vot. Noi nu avem metode alternative de vot în general. Asta este o premieră pentru Republica Moldova, dacă vreți, utilizarea unei metode alternative. Un lucru foarte important, cei care zic că da, noi trebuie să putem să votăm prin corespondență, nu trebuie să uităm de faptul că noi avem foarte puține semnături digitale, pentru că pentru votul prin electronic, online, se utilizează semnătură electronică și noi avem foarte puține semnături electronice. Noi, eu o să mă deschid un secret, dacă vreți. Noi avem o hotărâre de guvern care interzice funcționarilor publici utilizarea semnăturii electronice în alt scop decât scop de serviciu. Și da, noi avem 200 și mii de semnături electronice eliberate, dar o bună parte dintre ele sunt pentru funcționari publici care nu au voie, potrivit hotărârii de guvern, să le utilizeze în alte scopuri decât cel de serviciu.
Noi deja am comunicat cu autoritățile responsabile, pentru că această hotărâre de guvern este destul de veche și ea urmează a fi modificată. Atunci erau alte costuri, alte prețuri. Acum o semnătură digitală sau să semnezi digital odată nu este atât de scump odată ce ai identitatea digitală și pur și simplu lucrurile trebuie duse la capăt. Dar vreau să mai deschid o paranteză. Acea identificare digitală despre care vorbim noi la votul prin corespondență este o etapă de verificare a identității și a legătorului pentru votul electronic. Uh-huh. Deci noi vom merge etapizat. Odată ce vom vedea că există încrederea cetățenilor în, să zicem, votul prin corespondență, în care o primă parte este digitală. Și dacă noi o să avem încredere în această etapă, înseamnă că noi o să putem să mergem la următoarea etapă. De ce nu să discutăm și despre votul electronic? Dar până atunci, eu vă rog să luăm câteva clipe de publicitate, după care o să revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor! Noi am revenit, doamnelor și domnilor! Domn Pustică, eu îmi cer scuză, eu vreau să revin totuși la subiectul cu semnăturile astea pe care le adună pretendenții la șefia statului. Da. Ce se întâmplă dacă... M-a rugat cineva să vă întreb. Ce se întâmplă pentru dacă... un prieten. Poftiți? Pentru un prieten. Pentru un prieten. Ce se întâmplă dacă o bancă comercială refuză deschiderea contului bancar pentru grupul de inițiativă? Ah, tare complicată întrebare, pentru că eu sper să nu ajungem la așa cazuri. Cu toate că chiar astăzi, de dimineață, am avut un seminar de instruire pentru trezorierii grupurilor de inițiativă deja înregistrate. Și cel puțin un trezorier ne-a comunicat că a primit un refuz verbal până când de la o bancă comercială pentru a deschide contul, iar un alt trezorier a menționat că a depus actele, dar din discuții cu dumneaei am înțeles că cererea probabil va fi respinsă de motive tehnice, că nu au prezentat setul de acte necesar. Mm. Pentru că urmează inițial să meargă la serviciu fiscal, că e vorba de un candidat independent, trebuie să meargă la serviciu fiscal, să obțină un cod de identificare provizorie, în baza la care să meargă la bancă să ceară deschiderea contului destinat grupului de inițiativă. Și în lipsa acestui cod fiscal provizoriu, evident că banca o să-i refuză, cel mai probabil. Noi am avut două runde de discuții cu Banca Națională a Moldovei, cu băncile comerciale, Serviciul Prevenirea Combaterii Spălării Banilor și am reiterat poziția Comisiei Electorale Centrale că băncile sunt obligate să deschidă conturi grupurilor de inițiativă și concurenților electorali și participanților la referendum. Băncile trebuie să deschidă aceste conturi gratuit. Dacă setul de acte este incomplet, atunci da, banca are motive justificate pentru a refuza deschiderea contului. În orice caz, orice refuz trebuie să fie motivat de către bancă. Asta le-am transmis și trezorierilor. În situații ipotetice de refuzuri, să ceară de la bancă confirmarea în scris. Dacă acest refuz va fi nejustificat, eu am zis și repet acest lucru și aici, noi să încercăm să sesizăm poliția, pentru că există și răspundere contravențională pentru neexecutarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale. Noi prin hotărârii Comisiei Electorale Centrale am stabilit că băncile sunt obligate să deschidă conturi. Există răspundere contravențională. În ultimul rând, noi cred că vom sesiza Banca Națională a Moldovei, pentru că Banca Națională a Moldovei este organul de supraveghere și control a activității băncilor comerciale. Și deja Banca Națională a Moldovei va trebui să analizeze dacă refuzul este justificat sau nejustificat. În cazul în care va fi nejustificat refuzul, eu cred că Banca Națională nu va ezita să aplice sancțiunile pe care le are la dispoziție în adresa băncilor comerciale. Deja e mai bine. Așa, domn Pustică, noi avem în afara țării
intenția de a deschide 278 de secții de votare? Nu cred, noi am bugetat 209. Nu-s 278 de secții. 278, probabil vă referiți la acel comunicat al Comisiei Electorale Centrale și acea analiză elaborată de Comisia Electorală Centrală, în care noi am zis unde ar fi posibil și care este probabilitatea deschiderii secției de votare, înaltă, medie sau mică. Deci, cu siguranță, nu toate cele 278 de secții de votare care sunt indicate în analiză, peste tot noi vom deschide secții de votare. Pentru că noi, anume pentru asta, am scos în public această listă. Eventual, să putem să o completăm în cazul în care o să fie mai multe înregistrări prealabile sau informații suplimentare. Pentru că în acea listă au intrat toate secțiile de votare în care cândva au fost deschise secții de votare. În acea listă au fost incluse localități în care, conform datelor oficiale, statistice din țara gazdă, este posibil de identificat cel puțin 500 de cetățeni Republicii Moldova. Nu toate țările au astfel date statistice dezagregate, dar acolo unde este posibil, SUA, Italia, de exemplu. Da? Atunci noi am propus și am inclus, anume pentru ca cetățenii să poată să, atunci când se înregistrează prealabil, să ne zică mai exact unde ar fi mai comod sau mai oportun să fie deschis o secție de votare. Și apropo, această listă, poate nu în formatul pe care noi l-am prezentat acum la începutul lunii august, dar într-un format mai, hai să zicem, un alt, adică nu e un format. Atunci când intri pe pagina de înregistrare prealabilă, toate aceste secții de votare apar. Deci au apărut. Deci ele erau. Doar că nu erau centralizate și nu erau. Trebuia să mergi din țară în țară să vezi fiecare secție de votare, unde ar fi posibil. Deci noi asta am pus anume pentru a stimula înregistrarea prealabilă, pentru a oferi cetățenilor posibilitatea să ne răspundă nou la întrebarea unde este mai comod. Dar asta nu înseamnă, sub nicio formă, că noi în toate cele 278 de locații vom deschide secții de votare. Dar când se decide? 35 de zile înainte ziua alegerilor vom adopta această decizie. A, deci la mijlocul septembrie se va anunța câte secții exact de votare vom avea. Da. Noi trebuie să mergem etapizat. Noi, pentru că anterior nu erau astfel de norme și oricum era comunicare dintre Ministerul de Externe și Integrării Europene, cum era anterior, Comisia Electorală Centrală, oricum se discutau anumite locații, posibilități, pentru că sunt țări în care poate tu și ai vrea să deschizi mai multe secții de votare, dar țara gazdă nu îți permite, din diferite considerente. Și acum noi am făcut public această listă anume pentru a discuta acest subiect și pentru a veni cu argumente de ce într-o anumită locație într-adevăr se merită să fie deschisă secția de votare și în alte locații nu se merită să fie deschisă o secție de votare. Nu se merită nu din considerentul că acolo nu vor veni alegători cetățenii Republicii Moldova, dar probabil nu ai posibilitate, pentru că noi trebuie să reușim noi din posibilitățile financiare. Noi am bugetat 209 secții de votare. Noi atunci când pentru că planificarea am făcut-o încă în anul trecut, în 2023, cu 209 secții de votare. Atunci când am văzut că Parlamentul a adoptat decizie de a organiza concomitent și referendum și alegeri prezidențiale, va crește presiunea pe organele electorale inferioare, adică pe birourile electorale. Noi am propus suplinirea numărului de secții de votare atunci când s-a făcut rectificarea bugetară. Nu am obținut resurse financiare suplimentare pentru deschiderea secțiilor de votare, dar Ministerul Finanțelor ne-a zis că noi putem să utilizăm din economiile de pe alte linii, așa încât să deschidem numărul de secții de votare necesar. Deci asta înseamnă că noi pentru 209 secții de votare avem 100% resurse financiare. Noi pentru 50 de secții de votare, dacă nu mă greșesc eu, avem posibilitatea să fie deschise, să fie organizate alegerile pe parcursul la 2 zile. Și în cazul în care va fi necesar, noi eventual putem să vedem și un pic mai mult. Dar
Oricum, eu nu cred că noi vom ajunge la această cifră de 278, pentru că noi trebuie să înțelegem că noi trebuie să avem și capacitate umană, pentru că deschiderea sau organizarea unei secții de votare nu înseamnă doar ridicarea mâinii în ședința organului electoral. Hai să deschidem secția de votare. Asta înseamnă că în acea secție de votare noi trebuie să avem oameni, funcționari electorali, certificați, instruiți, care să știe să-și facă munca. Noi trebuie să avem locația propriu-zisă, care probabil costă, pentru că nu toate locațiile sunt oferite gratuit. Sunt și situații fericite în care obținem locații gratuite, dar nu de fiecare dată. Secția de votare... E un cumul de circunstanțe care va determina decizia noastră de a deschide câte și unde secții de votare. Noi vom avea secții de votare în Rusia și Ucraina, țări aflate în război? Eu cred că da, noi avem obligația morală să deschidem secții de votare la misiunile diplomatice, cel puțin. Cel puțin? Da. Dar se poate și mai multe? Eu cred că da, dar aici deja trebuie să vedem. Pentru că, iarăși, zic, noi vorbim de foarte multe elemente pe care nu le cunoaștem la această etapă. Acordul țării gazdă, numărul de înregistrări prealabile, disponibilitatea cetățenilor Republicii Moldova de a munci în calitate de funcționar electoral. Noi putem să zicem că noi vrem să deschidem, de exemplu, 10 secții de votare în Ucraina, dar noi putem să nu avem oameni. Da, ai noștri din stânga Nistrului cum vor putea vota ca la fiecare alegeri, parlamentare și prezidențiale? Da, exact așa. Noi vom constitui o circumscripție electorală pentru alegătorii din stânga Nistrului. Vom deschide secții de votare pe partea dreaptă controlată de autoritățile constituționale. Pe exact așa, sau similar procesului cu secțiile de votare peste hotare, noi facem analiză unde este mai rațional și mai optim să deschidem secții de votare, pentru că iarăși noi am avut foarte multe situații când s-au deschis pentru număr, ca să atingem un număr mare de secții de votare, dar în locații nepotrivite, și asta a dus la prezența scăzută a alegătorilor la aceste secții de votare. Deci eu cred că noi trebuie să găsim o soluție de mijloc, de compromis, așa încât să fie și rațional, și comod pentru cetățeni, așa încât ei să poată să vină să-și exercite dreptul la vot. Dar eu, legat de alegătorii din stânga Nistrului, eu cred că este important să se menționeze că nu trebuie să asigurăm doar accesul la secția de votare. Noi trebuie să ne asigurăm că alegătorii noștri din stânga Nistrului sunt și informați despre campania electorală, despre opțiunile la referendum, așa încât concurenții electorali să poată să desfășoare și campanie electorală acolo, să distribuie mesajele informative, agitația electorală pe care o au. Pentru că noi trebuie să obținem un vot conștient, liber, informat, asumat de către fiecare alegător. Dar ce acte pot vota cetățenii Republicii Moldova, depite aflați în Republica Moldova în ziua alegerilor? Lista a fost uniformizată, adică nu contează te afli pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara teritoriului Republicii Moldova, se votează cu aceleași acte de identitate, adică doar cu mențiunea dacă ești în lista electorală de bază. Adică chiar și cu pașaportul pentru plecare în străinătate, dacă nu îți găsești buletinul de identitate, poți să vii la secția de votare și dacă tu ești în lista electorală, tu vei vota la această secție de votare. Actele trebuie să fie valabile? Nu neapărat în cazul cetățenilor peste hotare și expirate, inclusiv expirate. Deci nu au fost uniformizate, dar nu chiar uniformizate. Ba da. Eu, lista actelor a fost uniformizată. Lista. Eu dacă am pașaport da. Expirat în Chișinău, pot vota? Trebuie să verific, dar... Cert e că ai noștri din afara țării cu pașaportul expirat pot vota. Da, sigurant. Dar ai noștri de pe teritoriu trebuie să verificăm încă. Eu personal trebuie să mă asigur. Ok. M-ați prins. Ați spus dumneavoastră un piculeț ceva despre aceste două zile de vot în unele secții de votare din afara Moldovei. Acum aveți ceva prognoze sau nu, să știi? Când se ia decizia?
Iarăși, decizia va fi luată deja în cazul deschiderii secțiilor de votare pe parcursul a două zile, deja după ce vom stabili locațiile pentru secțiile obișnuite și cel târziu cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor, reieșind din condițiile acestei țări. Și aici circunstanțele pot fi diferite. Eu voi oferi doar exemple care, din punctul meu de vedere, ar fi suficiente pentru a deschide secția de votare pe parcursul a două zile. Localitatea Corșova. Noi, practic, nu am reușit să deschidem secția de votare în această localitate, chiar dacă noi avem primărie, administrație publică locală în această localitate, consiliu, primar, etc. Deci, cetățenii din Corjov votează în satul vecin. Deci, din punctul meu personal de vedere, este rațional ca cetățenii din Corjov să poată să voteze parcursul a două zile. Statul Israel. La ei, duminică, zi de lucru obișnuit. Deci, din punctul meu personal de vedere, este rațional să fie deschisă secția de votare, inclusiv sâmbătă, când la ei este zi de odihnă pentru a crește numărul de alegători. Pentru că cetățenii noștri vor fi la serviciu duminică. Ei nu vor putea să vină la secție de votare. Iar distanțele sunt destul de mari. Spre exemplu, luăm un stat X în care noi avem o prezență destul de mare de alegători, dar statul zice că nu permitem deschiderea secțiilor extrateritoriale decât în incinta ambasadei. Și dacă tu ai acolo mulți cetățeni, dar nu ai posibilitatea să deschizi alte secții de votare, înseamnă că e rațional, după mine, să se deschidă pe parcursul a două zile, ca și sâmbătă și duminică. Deci eu am oferit ca exemple, pentru că decizia finală noi vom adopta eventual deja după ce vom constitui secțiile de votare și vom analiza propunerile corespunzătoare sau circunstanțele efective din fiecare țară. Ai noștri din afara țării, începând cu ce dată pot afla unde vor putea vota în ziua alegerilor și referendumului? Eu am zis că cu 35 de zile înainte de ziua alegerilor noi vom constitui, vom organiza secțiile de votare și atunci deja lucrurile vor fi practic clare. Ar putea să apară anumite carențe, pentru că nu sunt sigur dacă Ministerul de Externe va reuși foarte rapid să dea locație exact, adică sediul propriu zis, că o să fie pe strada Tighină 72 sau Eminescu 44 de București. Dar cel puțin noi o să știm că în București o să fie secție de votare sau două secții de votare. Ok. Domn Postică, de ce ați trimis la plimbare blocul Victoria a lui Șorș și nu i-ați înregistrat? Nu i-am trimis la plimbare. Noi le-am arătat care sunt erorile tehnice pe care ei le-au comis atunci când au depus setul de documente, le-am acordat timp pentru ca ei să corecteze aceste carențe. Ei nu s-au conformat, au ales să se judece. Curtea de apel a susținut poziția Comisiei Electorale Centrale și le-a respins cererea și, dacă nu greșesc, chiar astăzi urmează și procesul la Curtea Supremă de Justiție, dar încă nu am informații despre soluții. Da, noi trebuie să precizăm pentru telespectatori că emisiunea este filmată astăzi la amiază cu două ore înainte de desfășurarea ședinței Comisiei Electorale Centrale, care zice lumea că va fi destul de interesantă, pentru că iată pagina de Telegram, Telegraf Medes, scrie despre faptul că în ordine de zi este o chestiune care se numește plus minus respingerea mai multor grupuri de inițiativă care deja i-ați înregistrat, cum ar fi lui Vasile Tarlev. Eu înțeleg până la ședință a rămas două ceasuri, dar aveți ce spune până la ședință? Eu aș putea să mă pronunț doar pe subiectul legat de controlul desfășurat la Partidul Politic Renaștere, pentru că în cadrul alegerilor locale noi am depistat anumite carențe din care cauza am dispus efectuarea controlului la partid. Partidul ne-a prezentat anumite informații, doar că, apropo, raportul de control este public pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale, de asta interpretări de tipul cu se așteaptă ceva
extraordinar sau ieși din comun, până la urmă lucrurile astea sunt evidente din reieșind din informațiile publicate pe pagina Comisiei Electorale Centrale. Raportul de control deja este public. Dacă nu greșesc eu, de la început, nu de la începutul, din a două săptămâni, 9 august. Deci, cam 20 de zile, cam 3 săptămâni raportul. Cine a fost interesat a putut să fac cunoștință cu el și l-a văzut. Și concluziile din raport. Și concluziile din raport sunt destul de simple. Am atestat utilizarea cheltuielilor care nu sunt reflectate în raport. Destul de mari, în proporții mari. Lucru care a permis grupului de control să sugereze că Comisia Electorală Centrală sesizarea Procuratorii Anticorupție și eventual sesizarea Ministerului Justiției pentru a limita activitatea partidului politic pentru nerespectarea principiilor democratice și regulilor de finanțare a partidului politic. Doar că urmează etapa finală, urmează etapa de aprobare sau respingere, pentru că, mă rog, Comisia Electorală Centrală este un organ colegial și s-ar putea să fie și o soluție diferită, să fie respins raportul de control. Așa, ok. Deci la ora 14 este un punct acolo în cadrul ședinței CEC-ului privind reexaminarea cererii de înregistrare a grupului Vasile Tarle. Cam așa sunt. El a fost înregistrat, acest grup. Da, nu? Exact. Și în baza la ce se reexaminează înregistrarea acestuia? Inclusiv în baza informațiilor pe care noi le-am obținut că candidatul nu este atât de independent de partidul pe care îl conduce. Nu este atât de independent? Da, pentru că noi avem în codul electoral foarte clar explicate regulile de joc în procesul electoral. Poți fi candidat independent, candidat desemnat sau susținut de un partid politic, sau candidat desemnat și susținut de un bloc electoral. Deci orice alte mixaje, deci ele sunt contrare prevederilor codului electoral. Chiar în ședința Comisiei Electorale Centrale am întrebat reprezentanții partidului, grupului de inițiativă, care este sau care va fi rolul partidului, la care ei au răspuns destul de vag, vom vedea. Și ceea ce am văzut noi este că, până la urmă, partidul se implică în campania de colectare a semnăturilor. La care partid? Partidul pentru Viitorul Moldovei. Și de asta ați decis să reexaminați înregistrarea. Da. Noi avem, plus minus, spunem că avem 17 grupuri de inițiativă, așa? Uh-huh. Intuiția vă spune că în buletinul de vot vom avea mai puțin de 17 candidați. Eu cred că nu toți o să fie, pentru că cam asta istoric s-a întâmplat, nu toți au reușit să colecteze semnături. Evident, din toți cei care și-au propus, nu toți fac față acestei provocări, care se numește colectarea semnăturilor, pentru că este un exercițiu destul de sensibil și responsabil. Ziceam, trebuie să avem 600-500 de semnături din jumătate din Raioane. Noi trebuie să avem pragul minim de 15.000, pragul maxim de 25.000. Noi ziceam, chiar astăzi am organizat seminarul din Instituirii pentru trezorieri, am vrea să vedem cheltuielile pentru colectarea semnăturilor. Pentru că eu le-am zis și la seminar, și eu, și dumneavoastră, cred că și orice cetățean care ne urmărește, este conștient de faptul că fizic listele de subscripții de la Comisia Electorală Centrală nu se teleportează în fiecare unitate administrativ-teritorială. Dar ele sunt duse în fiecare raion, prin satele din fiecare raion sau din unitate administrativ-teritorială. Pentru că trebuie să colecteze. Deci, cheltuielile pentru astfel de exerciții aș vrea să le vedem în rapoartele privind gestiunea financiară. Apropo, rapoartele sunt publice pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale și fiecare persoană interesată poate să vadă cât de onest sau cât de corect au fost raportate cheltuielile. Că
Clar, ok. Domnul Postica, haideți să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim, vă rog. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Postica, dați-mi voie să vă citesc o întrebare venită de la un partid. Mai multe partide au probleme cu raportarea financiară pe sistemul informațional. Care este cauza? Ce acțiuni se întreprind? Câți bani s-au cheltuit pentru acest sistem informațional? Deoarece un sistem de genul ăsta costă ceva bani. Am încheiat întrebarea. Eu știu de la cine, la care partid vine întrebarea. Nu contează. Lucrurile sunt pe cât de complicate, pe atât de simple. Toată lumea trebuie să fie conștientă de faptul că orice modificare în vreo lege sau în vreo regulament înseamnă necesitatea ajustării sistemelor propriu-zis de raportare. Deci dacă noi o să includem în lege, spre exemplu, apare pe lângă rubrica IDNP sau familia, numele, prenumele, apare și rubrica numele după mamă sau numele mamei, asta în automat ar însemna că noi în sistem trebuie să introducem această coloană. Noi trebuie să facem modificări la sistem ca să includem această modificare. Deci lucrurile nu se fac peste noapte. Lucrurile durează în timp. Sunt servicii de programare. Iarăși sunt detalii legate de exercițiile de asigurare a securității cibernetice pe care le facem noi. Chiar recent, sau probabil ultima întrebare este dictată de faptul că vreo săptămână jumătate în urmă, sau două săptămâni mai bine zis, în urmă, începând cu zilele de joi până luni, nu doar sistemul de raportare financiară, dar mai multe, toate sistemele gestionate de Comisia Electorală Centrală au fost verificate, au fost scanate din perspectiva asigurării securității, au fost lucrări de mentenanță, lucru care a creat anumite impedimente în utilizare. Uh-huh. Și inclusiv la etapa de înregistrare, probabil, au fost semnalate, adică cetățenii ne-au sesizat că, uite, nu funcționează, nu lucrează. Dar noi am anunțat de fiecare dată că, uite, în acest interval ne cerem scuze, dar noi vom avea lucrări de mentenanță, vă rugăm să fiți atenți și să reveniți un pic după. Nu de fiecare dată, pentru că noi înțelegem și partidele politice, la fel sunt interesate să arate poate ineficiența Comisiei Electorale Centrale, că Comisia Electorală Centrală nu are niște sisteme foarte bune. Perfecțiunea nu are limite. Asta este de la sine înțeles. Noi depunem tot efortul ca toate sistemele Comisiei Electorale Centrale să funcționeze în regim obișnuit. Evident, nu de fiecare dată ne reușește totul la superlativ, uh-huh. Dar de fiecare dată când au fost semnalate anumite probleme, noi chiar am încercat să luăm legătură și să vedem cauza problemelor. Pentru că a fost, în cazul partidului pe care au numit, nu l-ați numit, uh-huh. Dar de la care a venit întrebarea, ei au utilizat un... Deci în urma cercetărilor pe care le-am avut noi, am constatat că ei au utilizat portal de căutare care nu este compatibil cu sistemul. Deci mai puțin utilizat. Nu au utilizat Internet Explorer, spre exemplu, dar o platformă digitală care este mai puțin cunoscută și evident nu era compatibil. Și încercau sistemul respinge. Nu, până ne-am conectat și am stabilit care este cauza. Au fost, într-adevăr, carențe la anumite, colegii din IT, bug-uri minore, dar care afectează doar un singur partid politic. Pentru că la restul se depune raportul cu toate detaliile corecte, la cineva nu merge. Deci am atestat astfel de cazuri. Cert este că noi lucrăm, sistemul a costat resurse financiare. Eu nu aș putea să zic exact suma care, pentru că lucrările la sistem au început din 2014, dacă nu greșesc eu. Deci temelie. Evident, temelie de atunci cu sistemele de acum, nu de fiecare dată se pliază 100%. Clar.
Dar partea bună este că orice persoană interesată, inclusiv publicul larg, poate să intre și să urmărească toate datele din rapoartele privind gestiunea financiară. Este un pic complicat pentru trezorieri, recunosc. Dar asta este rolul trezorierului, să asigure evidența financiară la zi a partidului politic. Bun. Deci, noi și pe 20 octombrie anul ăsta, ca de obicei, vom avea disponibilă prezența la vot în regim online. Suntem acasă, ne uităm câți au venit la fiecare oră, da? Da. Vom încerca. Și acum întrebarea cea mai importantă. Eu care voi sta acasă și mă voi uita câți oameni vin la alegeri. Voi vedea câți oameni votează pentru președinte și câți oameni participă la referendum? Sau asta va fi imposibil? Aici, într-adevăr, trebuie să recunoaștem că încă nu avem o soluție tehnică la moment. Noi lucrăm la asta. Pentru că logica prezenței la vot, pentru că astea sunt date preliminare, astea sunt datele cetățenilor care au intrat în secția de votare și se apropie de acel computer. Da? Și după care el deja merge și obține buletinul de vot. Și de regulă, da, sunt situații în care cetățeanul a venit, s-a identificat la computer, ceva nu i-a plăcut cum s-a comportat cu el funcționarul electoral, s-a răzgândit și a plecat fără ca să ia. Deci anumite diferențe între datele preliminare și cu datele oficiale din liste cu semnături pot să apară. Acum noi vom avea doar opțiunea de a semna în două rubrici, în două coloane, și cetățeanul vine o singură dată la operator, se identifică, a intrat în secția de votare, noi vom ști cu certitudine sau câți alegători au venit în, la organul electoral, dar legat de participarea pentru referendum, pentru alegerile prezidențiale, va fi un pic mai complicată. Noi o să încercăm să vedem cum rezolvăm această problemă, așa încât să încercăm să oferim informația și pe acest subiect. Da, sunt metodele tradiționale, telefon, colectare de semn, sau numărare de semnături la fiecare 3 ore, dar vedem. Adică nu e exclus că până la urmă am putea să nu avem așa ceva și doar să știm că nu, în secție au intrat atâția oricum, oameni. Oricum, noi ceva o să avem. Deci noi, la nivelul Comisiei Electorale Centrale, vom depune tot efortul pentru ca anumite informări, inclusiv pentru referendum și inclusiv pentru alegerile prezidențiale, să existe. Ok. De fiecare dată, la fiecare alegeri, există, persistă una și aceeași știre. Ea, de obicei, vine din partea opoziției. Opoziția, cât se află în opoziție, spune că ceva nu e ok, când vine la putere, zice că deja e ok. Câți alegători avem noi înscriși în registrul de stat al alegătorului? Nu mai țin minte de cifra exact, în jur de 3,3 milioane. 3,3 milioane? Da. Asta e numărul total de cetățeni cu drept de vot care au fost documentați de Agenției Servicii Publice și această informație am primit-o noi de la Agenției Servicii Publice. Ca alegerile prezidențiale să fie declarate validate, trebuie să avem o prezență de câte procente din aceste 3,3 milioane? 30% din numărul de alegători incluși în listele electorale. Nu din numărul total de alegători. Aha, dar în listele electorale câți avem atunci? Da, în listele electorale noi avem în jur de 2.700.000. Păi unde 600.000 de oameni? Regiunea Transnistriană, care ei nu sunt arundați. Ei sunt, dar ei nu sunt arundați la o anumită secție de votare. Este vorba de aproape 260-270.000 de alegători. Okay. Este vorba de cam o cifră similară de cetățeni care nu au nici domiciliu, nici reședință. În mare parte, asta sunt persoanele care sunt plecate peste hotare
și și-au anulat domiciliul sau reședința, sau sunt inclusiv persoane care din anumite considerente și-au radiat domiciliul sau reședința oficial. Noi avem inclusiv lideri de partid care nu au nici domiciliu, nici reședință. Serios? Da. Sărmani. Deci noi avem 2.700.000 de alegători. Da. Trebuie să prezinte o treime cel puțin ca să fie delegat. Da. 900.000. Da. Dacă avem mai puțin de 900.000, alegerile nu sunt declarate nevaloabile. Exact. Dar asta e mai puțin decât puțin probabil, așa? Nu știu, o să vedem. Cel puțin experiența alegerilor anterioare ne arată că la alegerile prezidențiale întotdeauna erau în jur de 48-49-50%. Mm-hmm. Minunat, dar referendumul ca să fie declarat... Exact aceleași reguli. Exact aceleași reguli. 900.000. Da. Dacă să se declare referendumul unul de succes, pentru trebuie să se voteze majoritate din ăștia 900. 50%. Mm-hmm. Clar. Curtea Constituțională a răspuns la această întrebare atunci când a elaborat avizul, pentru că este o confuzie în societate pe acest subiect, că aspectele care țin de independență, suveranitatea, neutralitatea statului, ele trebuie să fie, sau aspectele respective din Constituție pot fi modificate prin referendum, la care trebuie să vină cel puțin 50%. Deci doar acestea este obligatorie prezența de cel puțin 50%. Și atunci când Curtea Constituțională a elaborat avizul, ea a menționat foarte clar că propunerile actuale de modificare a Constituției Republicii Moldova nu vizează aceste elemente, patru elemente fundamentale, care pentru care este necesar pragul de 50%. Și se aplică respectiv pragul simplu de o treime. Ok, după stic, noi mai avem 11 minute, pentru că dumneavoastră vă grăbiți la ședința comisiei. De asta v-aș ruga dacă un piculeț mai laconic să răspundeți. Dacă nu, n-am să spun. O să răspund da sau nu? Nu, nici chiar așa. Așa, citim o știre despre acest referendum. Cecul ne-a găsit nereguli în conținutul zilelor promovate de PAS privind promovarea referendumului pro-Uniunea Europeană, sesizarea vine de la manul domnului Ceban. Deci, Cecul spune că faptul că PAS-ul a distribuit vreo 400.000 de gazete pentru promovarea referendumului și acolo apare poza doamnei președinte Maia Sandu, asta nu este o încălcare. Cum adică toată țara vede că e încălcare, dar Cecul vede că asta nu e încălcare? Poate toată țara are un alt punct de vedere, dar tehnic vorbind, noi trebuie să recunoaștem situația în care partidele politice, în perioada electorală, pot să facă publicitate politică. Întrebarea mea ar fi, dar toată țara nu vede ziarele altor partide politice care fac inversul? Și ăștia nu sunt sancționați? Păi de cine a fost sancționat? Deci nici o tabără, nici alta nu este sancționat. Tocmai? Și noi nu vorbim despre agitație electorală, vină la referendum și votează da sau nu. În noi vorbim la general despre referendum. Deci publicitatea politică obișnuită. Eu nu cred că ziarele Maia Sandu scrie că veniți și faceți ce vreți. Eu n-am văzut ziarele Maia Sandu pe agenda Comisiei Electorale Centrale. Cum adică? Doamna Maia Sandu este candidatul PAS-ului. Este candidatul PAS-ului și ziarele au fost ale Partidului Acțiunii și Solidaritate. Deci nu ale Sandu? Nu ale doamnei Sandu, care este președintele Republicii Moldova. Dar cât de ok vi s-a părut ca ea, doamna președinte, să fie candidatul PAS-ului și nu independent? Noi avem lege, când președintele țării nu poate să aibă afiliere politică. Da, nu poate să fie membru a Partidului Politic. Nu poate. Igor Dodon în 2020 a candidat independent. Exact. Deși toată lumea știe că el era președintele de facto al PSRM-ul. Și a beneficiat de suportul partidului politic în campania electorală. Ascuns. Da. Ascuns. Da, acum doamna Maia Sandu va beneficia de suportul deschis al PAS-ului, Partidului Guvernământ. Dacă doamna președinte Maia Sandu ar fi candidat independent, PAS imediat își pierdea beneficiile financiare pe care le primește lunar pentru succesele înregistrate în anul 2020 și 2021?
Nu, 20 anume pentru prezidențial. Nu, dar de ce? Beneficiile sunt prevăzute până la finalul mandatului. Până la finalul mandatului. Deci lucrurile trebuie să fie clare din punctul meu personal de vedere. Am zis la începutul acestei emisiuni. Trei categorii posibile. Candidat independent, candidat susținut sau desemnat de un partid politic și bloc electoral. Deci, mixajul că, uite, eu sunt independent, dar beneficiez de suportul partidului politic, nu este ok. Mixaj de tipul că eu sunt desemnat de partid politic, dar susținut de alte încă 3-4 partide politice pe ascuns. Pe ascuns în sensul din perspectiva raportării financiare, din perspectiva înregistrării oficiale la Comisia Electorală Centrală. Pentru că toată lumea vede că anumiți candidați care pretind a fi independenți, până la urmă sunt susținuți din spate de anumite partide politice. Și nu este vorba doar de un singur candidat. Ați văzut recentele spoturile doamnei Maia Sandu cu privire la satul European Express, cu privire la îndemnul de a veni la referendum și de a face ce vreți voi, stimat popor, fie pentru, fie contra? Nu sunt sigur. Nu-i campania electorală asta? A zis, votează da sau nu? Sau votați-mă pe mine? A zis, votați sau pentru sau votați contra? N-a zis, votați pentru. Sunt două opțiuni. Deci asta nu-i încălcare. Bun. Și noi, Comisia Electorală Centrală, la fel zicem, veniți la alegeri. Veniți la referendum. Pentru că sunt două opțiuni, da sau nu. Da, este și nu veniți la referendum. Vreți să stați acasă? Da, dar este echivalează cu opțiunea nu. Conform regulamentului Comisiei Electorale. Da, dar poate eu sunt pro-european, dar n-am timp să vin la referendum, n-am chef să vin la referendum. De ce nu? Da. Poate da, dar nu pot. Da, dar din perspectiva participanților la referendum, ca să fie înregistrat în calitate de participant la referendum, tu doar două opțiuni ai, da sau nu. Dar alegătorul, da. Dar de ce nu și boicotul? Pentru că boicotul nu este opțiune electorală. Ea se echivalează. Noi am permis să se înregistreze, dar ei se înregistrează sub opțiunea nu. Pentru că altfel, ce am face noi, Comisia Electorală Centrală, sau eu dacă aș zice acum, sau zic acum, stimați alegători, pe data de 20 octombrie 2024 avem referendum republican constituțional și alegerile prezidențiale, sugerez să veniți la vot în data de 20 octombrie, asta ar însemna că eu fac agitație electorală? Nu vă răspund. Domnul Păsic, apropo, dar de ce la noi se numește referendum republican? Iată, noi avem spital republican, la noi tot e republican. De ce nu e referendum național? Pentru că noi suntem o republică. Și România e republică și acolo tot e arena națională, totul e național. Nu spun, forma de guvernământ, tot e republică. Toți aproape, toate, majoritatea statelor sunt republice. Nu știu, nu m-am pus această întrebare niciodată, dar până la urmă, așa este prevăzut conform Constituției și codul electoral, de asta se utilizează noțiunea de republicană către toată țara. Ce s-a decis în urma întrevederii cecului cu cei de la TikTok? Eu nu am participat la această discuție, dar din ce mi-au povestit colegii, s-au înțeles ca Comisia Electorală Centrală să poată să facă schimb de informații cu colegii de la TikTok atunci când este cazul, să beneficiem anume sau de anumită flexibilitate atunci când promovăm noi mesajele noastre. TikTok-ul nu va fi închis pe perioada campaniei electorale pe teritoriul Republicii Moldova. N-ați solicitat asta? Nu. Nu. Dar urmează întrevederi și cu alți reprezentanți ai altor rețele? Noi le-am avut deja. Și cu alții deja? Da, cu Meta și cu Google. Serios? Da. Oho. Dar n-am văzut comunicat? Sau eu n-am fost atent? Probabil nu ați fost atenți. Ok. Dar noi le-am avut. Așa. Noi cu Meta și cu Google ne-am întâlnit încă în ajun de alegeri locale generale. Domnul Iurie Ciocan, are dreptate că anterior un candidat n-a fost înregistrat pentru că nu știa să vorbească în română atunci când depunea documentele?
Și noi am refuzat înregistrarea unei candidate, unei candidate care nu cunoștea limba română. Deci asta nu este ceva nou. Nu. Deci astfel de situații s-au întâmplat și în trecut. Adică noi cei din presă deștepții am dat titlul că e ceva inovativ, da? Probabil ați fost inspirați de un potențial concurent care se simțea un pic mai slăbuț cunoașterea limbii române și făcea griji, dar astfel de exerciții au fost dintotdeauna. Uh-huh. Această normă cu privire la cunoașterea limbii române nu este ceva nou. Ok. Reușim. 3 minute. Raportul la OSCE-ului după locale de anul trecut. Da. Îl țineți minte? Sigur. El a fost dezastruos, domnul Poftiț. Ba da, a fost foarte bun. Poftiț? Pozitiv? Da. Domnul Poftiț, acolo era scris negru pe alb ce că trebuie să schimbi componența. Da. Așa. Și de ce nu s-a schimbat componența? Pentru că colegii de la OSCE ODIR, atunci când au scris această recomandare, au închis ochii la principala recomandare care vine de la Comisia de la Veneția, că componența Comisiei Electorale Centrale nu poate fi schimbată cu un an înainte de alegeri. Și această solicitare în procesul redacțional, nu știu cum a ajuns în raport, până la urmă este decizia colegilor la OSCE ODIR. Cert este că noi am discutat acest subiect în cadrul comisiei cu toți colegii. Au fost și voci care am zis că haideți să le satisfacem poftele colegilor de la OSCE-ODIR. Dar majoritatea a zis că scuze, dar odată ce îți este înaintată o solicitare ilegală sau care contravine propriilor recomandări OSCE și a Comisiei de la Veneția, de ce noi ar trebui să o facem. Dar măcar ceva s-a implementat din recomandările OSCE-ului? Cu siguranță, da. De majoritatea din ele. Cu excepția demisiei? Nu cu excepția demisiei, pentru că dacă o să citiți așa cum au încercat ei să ne prezinte această recomandare, eu zis că trebuie să fie schimbată modalitatea de desemnare și numire în funcția membrilor Comisiei Electorale Centrale și acest lucru cu siguranță se va întâmpla în anul 2026, atunci când în general toată componența Comisiei Electorale Centrale va fi revizuită și modalitatea de numire. Deci acum proporțional partidele politice reprezentate în Parlament, majoritatea și opoziția și președintele persoană. Din 2026, mecanismul și modalitatea de numire va fi diferit. O persoană de la CSM, o persoană de la Ministerul Afacerilor Interne, două persoane de la majoritatea, o persoană de la opoziția parlamentară, o persoană din mediul necomercial și o persoană desemnată de președinte. Deci va fi cu totul altă modalitate de numire. Total! Și de la poliție, da? Extraordinar. Desemnat de către Ministerul Afacerilor Interne. În strictă conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția, apropo. Dumneavoastră vara asta ați fost în Statele Unite ale Americii? Nu, primăvara am fost. Primăvara ați fost. La eveniment organizat... Întâlnirea cu diaspora, da. Unde doamna Elena Dragălin a fost decorată cu o medalie din partea doamnei Maia Sandu, Mihai Păpușoi înmânându-o. Da. Doamna Elena Dragălin fiind unul dintre sponsorii pasului. Nu știu. Posibil. Cine va achita deplasarea? Comisia Electorală Centrală. Cu ce ocazie? Deplasarea de serviciu. La întâlnire cu membrii pasului? Nu, la întâlnire cu diaspora. Ok. Domnule Păstica, noi vă mulțumim tare frumos că ați fost la emisiunea noastră. Vă dorim mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici, la studio. Doamnelor și domnilor, atât a fost la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.